Glumesc, chiar îmi plac toți oamenii, Îmi place când sunt în autobuz și nimeresc cu câte o babă din aia care insistă să mă ridic. Eu sunt cu bun simț. Eu întotdeauna mă ridic, că știu că la vârsta lor, na, nu poate să mă țină mult în brațe. Îmi plac oamenii aia care pun la restaurante, în WC-uri, semnele alea cu vă rugăm nu aruncați hârtia sau alte obiecte în vasul de WC pentru că se înfundă și trebuie să mă c*** în coșul de gunoi. Îmi plac oamenii. Sau așa și mă uit la filme și mă gândesc că mi-ar plăcea și mie să fiu copil, să copilăresc, să nu mai am griji. Dar nu se poate că te stresează lumea de la o vârstă încolo să fii adult. Spre exemplu, când eram copil, era ok dacă îmi dădeam drumul pe un dobogan, acum... Vin mamele disperate, hai Mihăiță, hai! Hai că a venit Sergiu cu barbalacul! Și doar cu barbalacul. Îl iubesc, dar mă și enervează în același timp, că sunt foarte enervanți copiii mici. Nu știu dacă aveți de ăștia. Până la o vârstă, până la 40 de ani, după aia sunt ok. Am auzit. Spre exemplu, fiul meu e foarte enervant pentru că e foarte posesiv cu jucăriile lui. Și mai vin copiii pe la noi să se joace. Și dacă îl vede pe unul că se joacă cu o jucărie, de-a lui o ia razna. Efectiv, o ia razna. Începe să facă ca toate alea. Și ca să înțelegeți, o să vorbesc o secundă doar cu băieții și bărbații din sală. Știți momentul ăla când sunteți cu iubita în club? Sunteți cu iubita în club, sunteți gentlemani și vă duceți la bar să luați băutură. Și când vă întoarceți cu băutura, vedeți că e unul care se dă la iubita voastră. Așa se simte Fimiu când îl vede pe unul că se joacă cu jucăria lui. În sensul că se duce la ăla, îi fute una și după aia rupe și capul la jucăria lui. De ce căutai la ăla în brațe? Te-am văzut cum te uitai, târpă nenoroce. Asta zice fiul meu. Dar iubesc, e ok. Mergeți cu el prin parc și ne mai întâlnim cu babele alea mustăcioase. Știți babele alea mustăcioase care se bagă în seamă? Mai vine câte o babă din asta mustăcioasă la mine și mă întreabă, e băiat sau fetiță? Mi-e place să le răspund, băiat, dumneavoastră? Aveți un pic de dragnea pe aici, nu știu. Alerg mult după el prin parc, dar asta stă așa în formă. Alerg mult după el prin parc, că are trotinetă. Mi se pare ok că are trotinetă, că fiul meu are 6 ani jumate. Mi se pare ok ca băiat la 6 ani jumate să te urci pe o trotinetă. Dar eu am văzut bărbați în toată firea. Bărbați în toată firea pe trotinet. N-ai voie. N-ai voie. N-ai voie ca bărbat în toată firea să te urci pe trotinete. E gay. E gay. N-are cum să nu fie gay un bărbat în toată firea care face treaba asta. Și schimbă picioarele ca să lucreze. Ambii fesieri, adică... Mi-a spus la un moment dat, băi, e super practic o trotinetă, că nu poluează, salvează planeta. Da, salvează planeta de la suprapopulare, că nu te fute nimeni pe trotinetă. Fetelor, dacă vreți încă o dovadă în plus că bărbații pe trotinetă sunt gay, de câte ori v-a claxonat un bărbat pe trotinetă? Niciodată. Mai sunt și aia care au trotinete electrice? Aia sunt gay pasivi. Și cu asta vă mulțumesc frumos. O seară bună. Pa, pa!